facem exerciții în aer liber, poate vă dăm idei sau poate vă motivăm puțin. Marea calitate a lui Alex este că ne motivează. Până atunci însă Ramona ne spune ce e cu căldura asta, când vine, vine să-i dau mesaje, să-i mulțumesc dimineața când ies la tricou direct și pot să intru în mașină. Te scoate afară la tricou. Eu oricum, geaca de iarnă e acolo. Nu mai, eu nu mai bag încă o dată în dulap, să stea până în august. Ramona? Bună dimineața din nou tuturor. Poți să bagi hainele groase, nu mai sunt folositoare. Într-adevăr, astăzi avem parte de un aer de vară, aș putea spune, pentru că temperaturile sunt ușor mai crescute față de cât ar fi normal pentru această dată și vorbim de maxime de până la 28-29 de grade. În general, cerul va fi variabil, se vor aduna norii după amiază și vom avea parte de precipitații sub formă de aversă, poate chiar căderi de grindină și intensificări ale vântului. Aceste fenomene vor începe în partea de vest, iar mai apoi se vor extinde și în zonele montane, dar și în partea de sud-est a teritoriului. Cum am spus, rămânem la temperaturi frumoase atât astăzi cât și mâine, chiar dacă după amiezile se anunță în general cu precipitații, cu intensificarea ale vântului și fenomene electrice, rămânem la temperaturi plăcute. Atât de aici, beți? Mulțumim, Ramona! Hai să vedem ce mai face Diana Stejereanu, sunt convins că e pregătită pentru mare. Da. Nu știu dacă știți, dar a zis că este anul ei. Bine, și anul trecut a zis la fel. A început să adune informații din stânga și în dreapta, să-și mai lucreze corpul ei lucrat. Eu vă zic, la mare doar pe ea mă bazez. Și la muta mobilă și la bătaie. Dacă e ceva, cea mai antrenată dintre noi este cu siguranță Diana. Bună dimineața, Alex! În neața, Dani, într-adevăr, am venit în parc să facem mișcare. Putem face și parkour aici. Și apropo de parkour, astăzi Diana mi-a propus un antrenament pentru booty burn. Însă eu i-am propus că ar fi trebuit să facem burtă burn în cazul meu. Neața, fetelor! Neața, aici sunt. Bam, v-am luat așa prin învăluire, cum ar veni. Spuneau, băiețe, că tu ești mereu pregătită pentru mare, ceea ce se poate observa. Da. Puteți uita cum s-ar răspune. Vrem și ne pregătim și noi să fim gata pentru slip, pentru perioada pantalonilor scurți și a lipsei tricoului de pe noi, cel puțin la piscină sau la plajă. Te rog frumos, în această dimineață, ce ne propui? Că avem niște trepte aici, ar fi bine în parc sau unde mergem noi să le folosim, nu? Da, asta e ideal, să ai mereu varietate în antrenament și în felul ăsta surprinde în corpul și are și rezultate, da? Cum le spun mereu fetelor, bate slipul la ușă, așa că vă propun să facem un antrenament cu trepte, o să fie o diversitate de exerciții, însă foarte, foarte important este să facem încălzirea mai întâi, să pregătim articulațiile, adică să nu le supra-solicităm cu 10-15 minute de scări, pentru că cu siguranță o să vă doară genunchii și vrem să evităm treaba asta. O să facem aici încălzirea, da? Apoi pot să fac pulsații de două ori, la fel. Cobor și expir pe gură, cobor, bine ales. Să evităm luxațiile sau varza, foile de varză la genunchi. Știi că mama își spunea că era ea, acum când eram eu mic de fapt, își punea varză la genunchi, da. Când dureau genunchi. Perfect. Era o variantă. Hai să începem și antrenamentul. Mai întâi, cum am spus, doar încălzirea, o să urcăm, da, până sus și apoi să coborâm în ritm alert aici. Da? Sus, inspir pe nas, expir pe gură. Și cobor la fel, rapid. Cât timp rapid. Voi ne arătați asta? Eu vreau să mai fac un reporter, prezentator de teren ce sunt, așa am zis, să prezintă și ce se întâmplă în parc. Multă lume prezentă în această dimineață însorită și foarte frumoasă, în carul ne aflăm oameni care își plimbă animalul de companie sau oameni care alergă. Deja două fete erau în spatele meu și au terminat deja antrenamentul. Inclusiv cu cățelul poți să faci antrenament. Acum o să-l începem și noi. Adică o să urcăm acum două trepte. Greutatea este pe călcâi, cobor aici, nu mă grăbesc, mă ridic și la fel. Piciorul flexat, păstrez un unghi de 90 de grade, lent, cobor, bravo, și apoi, ca să am diversitate, cum am spus, când o să cobor, cobor în genul, dar nu mă ridic de la sol, doar cobor aici. La fel, păstrez un unghi de 90 de grade, greutatea pe călcâi, cobor. Și foarte important, spatele drept. Spatele drept și zâmbet. Și asta mai e foarte important, zâmbet? Să zâmbim zilnic. Dacă nu vă este natural, din prima, de când v-ați trezit, puteți să dați drumul pe neata. Și să faceți antrenamentul cu noi. Și vă garantez că o să vă simțiți mult mai bine după. Cu cât timp înainte ar trebui să... Aole, ce întrebare proastă. Dar în fine, continui păstrează-o, cu ea. Păstrează-o pentru mai târziu. Mai departe o să facem geno pentru coapse interior. Adică o să ducem piciorușul în X aici și schimb. Pasul mare, greutatea pe călcâi. Nu mă grăbesc, stau aici 1, 2. 1, 2.
1, dacă 2. Vom face febră musculară, ceea ce cu siguranță se poate întâmpla, ce e de făcut? Alt antrenament, asta propun eu. Însă este foarte important să avem alimentație, sport și somn. Și somn. Ca să refacem organismul. Să ne apucăm totuși din timp, asta voiam să întreb mai devreme. Cu cât timp înainte, cu tot anul ar trebui să ne antrenăm, nu să furăm noi, să îngrășăm oricum. Nu prea poți să fur curent. Știi cum e, fitness is like marriage. You cannot cheat on it and expect it to work. N-avem subtitrare, dar cred că am înțeles. Deci, hai, mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Aici, la fel, tot în mix. Cobor. Lentă mișcarea. Piciorul în față, da? Cobor, trunchiul meu este în față, vârful la fel, cobor lent. Diana, cobor. Mi-a venit o idee genială pentru un următor antrenament, să facem pe scări rulante. Mă sperie treaba asta. Când mi-a venit o idee, deja e... Și apoi antrenament în lift. Mai am. Putem să facem, de ce nu? Ultimul exercițiu, mai avem câteva secunde, aici, Diana. Pe lateral, la fel, fundulețul mult în spate, nu mă grăbesc. Mă ridic, cobor, expir pe efort. Sus, cobor. Eu pot să mă rezum la respirat în această dimineață. Cobor și sus. Ia. Cobor. Bravo. Fetelor, vă mulțumim din suflet. Vreau să coborâm repede, Diana, pentru că început. Vreau să le arătăm și celor de acasă că ai venit și ți-ai pus amprenta aici în parc. Nu facem mai mult de 10 minute. Nu vrem să avem probleme cu mai mult de 10 minute? Nu mai multe de 10 minute. Cu încălzire sau fără încălzire? Încălzire, apoi 10 minute de scări. Filmează aici, dragul meu. Uitați ce avem noi în parc aici. Sigla Neața, desenată de Diana. Să ne și semnăm o semnătură acolo ca să rămână autograful în acest parc. Mulțumim tare mult, vă invităm la antrenament și vă dorim o zi cu energie! Aoleu, stai că nu așa era. Așa? Nu mi-a ieșit. Deci Neața cu Dia și cu Alex, nu? Bravo, super! I-aș spune Dia, mare, 1,80. Pune bivolul la pământ dacă le ia de după gând. Eu m-am antrenat cu Diana, mă. N-ai cum. Deci ea ridică pe shoulder bridge-ul, cum se cheamă, doi bărbați, ca și greutate. Nu, eu nu pot ce poate. Și aș spune ea, pe mine m-a luat în brațe la promenada, nu m-am simțit așa folg niciodată. M-a luat așa. Era finalul de așa și trebuia să mă văd biceps și foarte mult. Și ea nu lucrează brațe. Și ea nu lucrează brațe. Și... Vezi că Tudor cu ea în cameră, dacă vii la mare, fiind prima dată. Da, nu ți-a zis, a uitat. Cași, pâng! Anul trecut a picat Ilona și o băga la somnic, la 1:30 o băga la somnic. Și la prânz. Și la prânz și seara și nu știu ce. Da, și la cât e de mare și de fit, ea spune că bați lipii la ușă. Cum a zis? Cum a zis pe intro? Că bați lipii la ușă. Mai bate o dată, Răzvane, că poate... Bă, Michi, ăsta e sutie, bă! Merge și invers, merge!